lasă de dorit și magazinele și... Condițiile sunt... Sunt mai mizere, așa ca să zic. E cam învechită, na. Aceasta este părerea unor constanțeni când vine vorba despre piața TikTok. Spun că de ani buni piața se află într-o stare avansată de degradare, motiv pentru care aleg să-și facă cumpărăturile de la alte magazine. De aceeași părere sunt și comercianții. Domnul Nicolae are un magazin alimentar din anul 2000, însă susține acesta condițiile improprii în care sunt nevoiți să-și desfășoare activitatea le-au alungat clienții. Fac 3 milioane pe zi și aduc bani de acasă ca să plătesc taxe și impozit la stat. Uitați aici, stau cu ăsta aici. Fac economie la curent, fac economie la aer. Activitatea nu merge. Tot ne amățesc de 2-3 ani de zile. Că o modernizăm, că o facem, că n-avem, că avem fonduri, că n-avem fonduri. Uitați, spațiile în spate stau goale. Eu vă dau spațiul acela să îl folosiți dumneavoastră, să-l exploatați. Într-o lună de zile plecați. Și nu este singurul nemulțumit. În frig și mai mult în aer liber decât într-un spațiu amenajat, doamna Victoria spune că și-ar dori ca piața să fie modernizată. Să fie o piață modernă, ca oamenii să poată să vină să cumpere și ca noi să ne meargă treaba. Vestea că piața TikTok va fi demolată, iar ulterior se va moderniza, îi bucură atât pe comercianți cât și pe oameni care spun că aceasta necesită intervenții pentru a-și putea desfășura activitatea în condiții optime. Vestea îi bucură și pe unii constanțeni care locuiesc în zona TikTok. Mai mult, oamenii și-ar dori ca noua piață să găsească și produse de calitate. Părere foarte bună. E nevoie? Cum arată? Sigur că da. Sigur, îi stă așa de atâția ani. O părere bună, dar se moderniza de câțiva ani. Dar încăpea mai mult și ar fi diversitate de produse și atunci ar avea clienți mai mulți. Dar așa treci și îți vezi de drum. Potrivit autorităților locale, primii pași în reabilitarea pieței au fost făcuți. Conducerea regiei autonome, exploatarea domeniului public și privat a întocmit deja un proiect în acest sens. Avem gata documentația de avizare a lucrurilor de intervenție, astfel încât nu suntem în faza în care trebuie să avem un buget apropiat, după care va urma proiectare și execuție. Deci vom reface această piață și anume piața TikTok. Toate piețele constanțene vor rămâne piețe. Concret, piața TikTok va fi în curând modernizată. De asemenea, autoritățile au ținut să menționeze faptul că activitatea comercianților nu va fi afectată, iar pe timpul reparațiilor, aceștia vor fi relocați. Mai mult, reprezentanții regiei autonome exploatarea domeniului public și privat spun că au în vedere reabilitarea tuturor piețelor constanțene.